1 decembrie, ziua națională a României, este sărbătorită și de către sportivii clubului Steaua București. Chiar dacă sunt în țară sau la competiții pe diverse arene ale lumii, sportivii roșialbaștri nu uită că astăzi, 1 decembrie, este ziua națională a românilor. Și așa cum tradiția o cere, mulți dintre sportivii clubului Steaua București gustă de 1 decembrie o porție de fasole cu ciolan. Preparată acasă, la restaurant sau la prieteni, fasolea cu ciolan este o mâncare consumată de mulți români de ziua națională, iar Alina Dumitru și Marian Drăgulescu au respectat tradiția și au gustat puțin din acest preparat. Bineînțeles, o sărbătorim așa cum se vede aici, cu fasole și ciolan. Fasolea cu ciolan e un pic mai grea, tocmai de-aia o mănânc în cazuri speciale, cum este și 1 decembrie. Prezenți constant pe podiumuri la cele mai importante întreceri ale lumii, sportivii roșialbaștri sunt mândri că sunt români și promit să ne reprezinte cu cinste și în anii următori la campionatele europene, mondiale și jocurile olimpice. La mulți ani, dragi români! Fiți mândri, munciți pentru visul vostru. La mulți ani, România! Forța Steaua! Vă urez toate cele bune, Forța Steaua! La mulți ani, români! La mulți ani, suporte dragi ai Stelei! La mulți ani, România! Vă doresc să aveți un an bun, să fiți voi mai buni și să vă împliniți toate visele pe care vi le doriți. Îi încurajez pe iubitorii sportului cât și pe amatorii sporturilor să urmărească în continuare să susțină sportivii români. La mulți ani, România! Pentru toți românii și pentru cei care ne urmăresc și toți susținătorii noștri, la mulți ani, România! Tuturor românilor, un la mulți ani fericit și Forța Steaua! Multă sănătate! La mulți ani de 1 decembrie și Forța Steaua! Le urez la mulți ani tuturor românilor de 1 decembrie, Forța Steaua!